ne interesează ce a făcut Andrei, numitul fratele, fiecare să-și tragă conștiințele. Eu nu l-am pus și nici mama să facă așa ceva. Mama este de din 2008 în Italia, am adus-o aici și trăiește la mine acasă, la Lidia, pe care eu o îngrijesc. Are 84 de ani. Niciunul nu a îngrijit-o și nu îngrijește. O îngrijesc eu și să-mi aud amenințări și lucruri care nu sunt adevărate nici de mine, nici de mama, că mama a știut. Mama nu a știut așa ceva, că dacă știa mama, era ori deja în pământ Andrei, fratele, dacă pot să-l mai numesc frate, ori era în pușcărie. Mama nu a știut. După ce Petronela a susținut că atât ea cât și sora ei au fost violate de Andrei, bărbatul care este reținut acum pentru că și-ar fi violat fiica vitregă și ar fi lăsat-o însărcinată, sora Petronelei neagă acest viol. Aceasta spune că nu este adevărat faptul că mama lui Andrei ar fi știut de ceea ce a făcut bărbatul. Noi am aflat aici din 2020, de când Petronela s-a supărat pe mama că n-a vrut să vândă casa, să-i mănânce banii, așa cum i-a mâncat și pensia, așa cum i-a făcut pensie falsă în Italia și i-a mâncat pensia și a băgat în probleme. Și de fratele ce pot să spun, să-i fie rușine și sper să putrezească în pușcărie dacă este adevărat, că eu nu am văzut, nu știu nimica, nu pot să acuz pe nimeni. Fiecare ce a făcut să-și tragă conștiințele. Mie îmi pare foarte rău că am ajuns în direct să mă vadă toată Europa și tot mapamondul pentru situația asta, că sora Petronela, în loc să meargă să-l dea în judecată, sau dacă a împlinit 18 ani, de ce nu s-a dus să denunțe, de ce nu l-a tras în tribunal, de ce scoate la 40 de ani aproape că fratele a violat-o? Este o minciună și să mă scuzați că este o excroată și o mincinoasă. Bărbatul este cercetat penal că și-ar fi violat și lăsat însărcinată fiica vitregă, care suferă de un handicap grav.